Domnul Ionel Arion demonstrează pe zi ce trece că meseria de fermier nu are secrete pentru domnia sa. Face totul cu pasiune și pricepere și nu lasă lucrurile la întâmplare, investește în tehnologie, în oameni și în cercetare. Ionel Arion crede cu tărie în viitorul agriculturii românești. Domnul Arion a transformat ferma sa din județul Ialomița într-una de nivel european. Domnul Arion, am revenit la dumneavoastră în fermă, suntem pe aceleași terenuri pe care am filmat și astă iarnă. Din păcate n-ați scăpat de problema porcilor mistreți, pagubele se văd și acum, sunt ceva mai mici datorită faptului că n-ați mai cultivat porumb și n-au mai avut ce să distrugă în momentul ăsta. Da, de la ultima dumneavoastră vizită am mai avut pagube, în sensul că mazărea pe care am semănat-o nu am cules-o noi, au cules-o porcii mistreți. Avem în continuare pagube, chiar dacă nu am apucat să semănăm, după cum vedeți și aici, ei au venit în vizită. Pot să vă spun că în ultima perioadă s-au înmulțit necontrolat. Chiar au scăpat de sub control și de sub supravegherea Asociației Vânătorilor și Pescarilor Ialomița. Nu sunt hrăniți, nu li se controlează numărul și efectivul de porci mistreți la nivelul județului, nu numai la mine sunt pagube, să nu înțelegeți greșit, deja s-au semnalat mai multe la nivel de județ. Numărul lor s-a mulțit extraordinar de mult. Sunt scăpați de sub control total. Nu avem nicio protecție, să spunem așa, dacă ar fi să ne luăm măsuri de protecție împotriva lor, nu dau roade niciun fel de măsuri de protecție. Știu că dumneavoastră ați avut culturile asigurate, dar din păcate după foarte, foarte mult timp nu v-ați primit încă banii pe asigurări. Ce s-a întâmplat de n-ați intrat în posesia banilor? Dacă e să ne referim strict la porcii mistreți, Asociația Vânătorilor are o asigurare încheiată cu un asigurator la nivel de asociație. Încă ne luptăm cu firma de asigurări să ne recuperăm banii pe pagubă. Nu reușim, deși am trimis documentele în nenumărate rânduri, plimbă dosarul prin țară la o distanță destul de mare de județul nostru. Spre exemplu, în primă fază a fost trimis la Bacău, acum când se reface dosarul este trimis undeva la Craiova, practic la aceeași distanță de Slobozia sau de Ialomița, numai să nu avem contact cu oamenii care lucrează la dosar, să se întârzie foarte mult documentele, se întârzie plata. Și așa, cu asigurare, noi nu ne vom primi plata integral. Dacă paguba noastră a fost undeva la 10.000 de euro, asigurarea nu acoperă decât 4.000 de euro. Polița de asigurare care au dânsii încheiată nu acoperă decât 4.000 de euro. Diferența de bani va trebui să o obținem prin instanță și se va tergiversa. Închipuiți-vă că noi am avut paguba în primăvara anului trecut. A trecut un an și aproape 6 luni. Noi nu am încasat încă niciun ban. A trebuit să plătim arenda pe aceste terenuri, a trebuit să plătim inputurile, semințele pe care noi le-am semănat atunci și le-au mâncat porcii mistreți. Ne descurcăm destul de greu. De ceea ce mi-e frică, mi-e frică de acum încolo, pentru că pagubele vor fi din ce în ce mai mari. Numărul fiind necontrolat, dânsii nu nehrănind deloc aceste animale, pentru că în sarcina lor intră și hrănirea acestor animale, nu numai vânarea lor, vor fi din ce în ce mai mari pagubele. Noi suntem văduviți acum la momentul actual, neputând pe suprafețele pe care le cultivăm să semănăm porumb. Automat rotația culturilor de primăvară la noi se înjumătățește practic, vom semăna numai floarea soarelui. Floarea soarelui nu putem să o introducem în asolament an de an, an de an, an de an, pentru că vom suferi din nou pagube. Suntem văduviți de cultivarea porumbului și ne diminuăm veniturile la nivel de fermă. Astea sunt problemele de care vă loviți în momentul ăsta, sunt probleme vechi, din păcate soluții nu există. Sau dacă există, există numai pe hârtie, în practică nu se rezolvă mai nimic, dumneavoastră rămâneți cu paguba și cam la asta se limitează tot.
Da, în lege ne spune că trebuie să anunțăm asociația vânătorilor atunci când pe un teren pe care considerăm noi că am avea probleme cu porcii mistreți, să-i anunțăm în vederea luărilor măsurilor de pază. Dacă noi semănăm pe 1000 de hectare porumb, să spunem, deși ferma noastră nu are 1000 de hectare, dar suntem destui fermieri în zona aici care nu putem să semănăm porumb. Am semănat 1000 de hectare, să-mi spună legiuitorul cum asociația vânătorilor poate să ia măsura de a păzi cele 1000 de hectare, care 2 sau 3 oameni la nivel de fond de vânătoare în zona aici. Ne obligă să îi anunțăm cu câteva ore înainte de semănat. Ne obligă să facem paza acestor suprafețe și pe noi. Într-adevăr, la nivel de fermă, noi luăm măsura de a face pază. Închipuiți-vă cum pot unul sau doi oameni, cu ce mijloace, să păzească, să nu intervină 40 sau 30 de porci mistreți pe o suprafață. Nu se pot. Eu am experimentat anul trecut, după ce am semănat porumbul o dată și mi l-au scos, l-am semănat a doua oară și am stat eu de pază. Vă spun, chiar am fotografii și filmări, cum veneau, și erau atât de inteligenți că nu veneau toți odată, veneau pe rând, pe fiecare latură, fiecare acolo unde avea codlonul lui și scoteau suprafața de porumb semănată de noi. Nu pot fi controlați decât numărul lor la nivel de fond de vânătoare, trebuie strict întreținut an de an și făcute recoltări cât mai dese. Dacă mergem acum să urmărim sălașurile unde trebuie pusă mâncare pentru aceste animale, o să vedeți că ele nu mai există, sunt distruse. În schimb, vânătorii și-au făcut foișoare foarte înalte de supraveghere, de unde pot să vâneze practic uneori și necontrolat. Că dacă veniți, o să vedeți, noaptea este interzisă vânătoarea în zonă, de fapt este interzisă vânătoarea noaptea, o să auziți focuri de armă. Ne-am luat la nivel de fermă tunuri repelente cu gaz, să păzim suprafețele. Nu au niciun efect. O să spună cineva că trebuie să punem gard electric, să-mi demonstreze mie cum pune gard electric la 300 de hectare în vecinătatea unei păduri. Nu poate fi pus, indiferent câtă investiție ai încercat să faci. La nivel de asociație de vânători ar trebui luate măsurile în așa fel încât numărul lor să fie controlați, hrăniți. Noi avem în fermă și o stână de oi. Porcii mistreți nu au nici măcar strictul necesar, sarea dacă vreți, ar trebui să le se pună bolovan de sare. Vin în vecinătatea stânei și se bat cu oile pe sarea pe care noi o lăsăm pentru animale. O să vedeți undeva unde o să mergem cât de aproape vin de curtea fermei porcii, aproape că s-au domesticit. Aici unde suntem noi acum, suntem la 50 de metri, 100 de metri de drumul național. Nu au nicio treabă să-i sperie zgomotul mașinilor sau al trenului, că este calea ferată în zonă. Nu au nicio treabă, deja aproape că s-au domesticit. În schimb, trebuie să le spunem telespectatorilor că aceste animale pot deveni periculoase pentru om. Nu numai pentru om, sunt purtătoare de boli. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina cu pesta porcină africană. Ce ar însemna în vecinătatea unei ferme să aducem această molimă, boală a porcilor în fermele crescătoare de porci, ar fi faliment curat. Domnul Arion, producția vegetală se valorifică mult mai bine dacă aveți și sectorul zootehnic alături. Dumneavoastră știu că aveți atât văcuțe cât și mioare. Despre ce rase mai precis putem vorbi? La vaci avem Holstein și bălțată românească. Tindem să renunțăm la vaca de lapte și să mergem către vaca de carne. Și cred că același lucru se va întâmpla și în cazul oilor. Mă întrebați mai devreme de prețul cerealelor. Ar fi o alternativă pentru majoritatea fermierilor, dacă am dezvoltat zootehnia, să putem o parte din toată din producția vegetală să o ducem către zootehnie. Atunci, cu siguranță, prețul ar fi mulțumitor la cereale prin valorificarea produselor de la zootehnie. Încă nu întrunim, să spunem așa, condițiile ideale pentru a mări efectivul de animale, dar sigur asta va fi o investiție de viitor pentru firma noastră și pentru fermă. Spuneați dumneavoastră la un moment dat despre cât de greu vă este să găsiți oameni cu care să lucrați. S-a mai schimbat situația? Găsiți mai ușor ciobani, văcari?
Nu, este din ce în ce mai greu pentru a găsi forță de muncă și calificată, ca să nu mai vorbim de, să nu mai vorbim de cea necalificată. Încercăm să fidelizăm cât putem de mult muncitorii prin a oferi fel de fel de avantaje și dumnealor. Nu neapărat acum mai stă în picioare doar contractul de muncă. Sunt și alte avantaje. Cred că e la nivel național această lipsă a forței de muncă și, să zic așa, și neîncurajarea muncii din partea statului. Mă refer la acele ajutoare sociale care sunt oferite aproape necondiționat unor persoane care ar fi apte de muncă. Acel ajutor social ar trebui gândit doar pentru persoanele care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, dar pe piața din Bărăgan, să spunem așa, pentru că asta este pe cea pe care o cunosc foarte bine, cererea de muncă este tot timpul foarte mare, iar oferta este deficitară, dacă e din, să ne gândim la forța de muncă. Nu văd o rezolvare în următorul interval de timp scurt, să spunem așa, pe 6 luni, un an de zile. Va trebui gândit plecând de jos, luând informația de la primărie, de la fermierii din zonă, de la firmele din zonă. Așa cum spuneam, inclusiv forța de muncă calificată este deficitară. Domnul Orion, am venit aici la Cultura Porumbului. Avem porumb verde la cultura a doua și porumb gata de recoltat. Da, am început anul ăsta, am experimentat un pic, să spun așa. După cultura de rapiță, am venit și am semănat imediat porumb. Într-adevăr, suntem foarte bucuroși de ceea ce vedem și noi. Nu vă ascund faptul că irigăm. Avem la suprafața aceasta de aproximativ 7 hectare, 3 tamburi în funcțiune, irigă atunci când este nevoie. Suntem foarte mulțumiți, așa cum spuneam, de această cultură a doua. Diferența se vede peste drum de noi, este cultura întâi de porumb, care deja a ajuns la maturitate și undeva în 10-15 zile probabil că vom intra la recoltat. Nu cred că mai putem face sau vorbi de acum de producții și culturi mari și frumoase fără a avea irigații. Noi tot ce am făcut aici pe partea de irigații am făcut-o pe fonduri proprii. Nu ne-am speriat de investiții, tot ce am avut nevoie, am avut nevoie de sursa de apă și de acolo încolo am făcut singuri prin eforturi proprii. Aș vrea să facem un calcul și să realizeze fermierii cât este de rentabil să irigi, pentru că sunt foarte mulți oameni care se gândesc probabil și la investiții. Sunt investiții destul de importante, nu sunt de neglijat, dar fără ele nu putem face producții bune și chiar foarte bune. Sunt diferențe destul de semnificative între porumbul irigat și cel neirigat, dar aș vrea să-i convingeți dumneavoastră pe telespectatori să investească în sistemele astea de irigații, pentru că merită. Da, nu trebuie să calculăm neapărat diferența între irigat și neirigat. Putem să ne gândim că uneori putem pierde întreaga cultură din cauza secetei. E ca o măsură de siguranță generală, să spunem așa, irigația. La irigație, când faci irigație, ești sigur de, aproape sigur că vei avea producție și vei avea o producție frumoasă. Dacă media, să spunem undeva pe zonă, ar fi la neirigat 6-7 tone, la irigat putem să spunem că uneori această producție se dublează. Peste 10 tone, zic eu, la irigat deja devine rentabil. Pragul, să spunem că ar fi 10 tone de boabe la hectar. Tot ce este peste 10 tone ar trebui să fie profitabil. Între 7 tone și 10 tone e o diferență de 3 tone. Să spunem că asta ar acoperi, sigur, ar acoperi cheltuielile cu irigațiile. Tot ce contează și tot ceea ce trebuie să avem în vedere este că dacă lângă noi există sursa de apă, e bine să o folosim și să profităm de ea. Ce hibrizi ați folosit aici?
Sunt doi hibrizi străini, pe cultura a doua am mers cu un hibrid timpuriu de la o firmă franceză, iar pe cultura primă am mers cu un hibrid semi-tardiv de la o companie americană. Văzând cum arată porumbul în momentul ăsta, la ce cantitate vă așteptați să faceți? Nu vă ascund că am făcut ceva măsurători mai acum câteva zile pe cel care a fost cultură primă. După calculele noastre ar trebui să fie deja în jur la 12 tone, 12 tone 500. O să vorbim de măsurători sigure în momentul în care recoltăm. La cultura a doua, la irigat, nu ne așteptăm să facem 10 tone. El fiind un hibrid timpuriu, probabil că va fi undeva la 6-7 tone, dar pentru cultură dublă deja este foarte bine. Ținând cont că înainte am avut rapiță pe aceste suprafețe. Știu că ați pus și perdele forestiere, chiar noi am filmat asta iarnă când plantați. Vreau să-mi spuneți care sunt pomii care au prins rădăcini și cât de mulțumiți sunteți de aceste perdele forestiere. Probabil că rezultatele le vom culege și le vom vedea în câțiva ani, în 5-7 ani. Am început în primăvară mai mult ca un experiment pe o suprafață de 12 hectare, aproximativ 4% din arealul fermei noastre. Am plantat perdele forestiere, diferite specii, 7 specii de cultură forestieră. Într-adevăr, avem două specii care sunt foarte bine înrădăcinate, să spunem așa. Aproximativ 90% din aceste specii s-au prins, 90% din suprafața care am semnat-o cu aceste două specii s-a prins. Stejarul și teiul nu dă rezultatele la care ne așteptam noi și probabil că pe măsură ce vom înlocui din ce s-a uscat, vom renunța la aceste două specii și vom merge în continuare pe frasin, ulm și glădiță. Probabil astea trei vor fi principalele. Aceste perdele încă nu își dau roadele, dar sigur pe viitor vor avea un efect destul de mare, așa cum și irigațiile au asupra culturilor și perdelele forestiere au rolul lor de-a lungul terenurilor agricole. Suntem în plină toamnă, știu că ați făcut cantități frumoase la grâu, vă mulțumește, aveați așteptări mai mari din punctul dumneavoastră de vedere sau sunteți satisfăcut de rezultatele pe care le-ați avut și aș vrea să-mi spuneți în momentul ăsta cum vi se pare prețul grâului, prețul la floarea soarelui? Da, e bine să nu ne plângem pentru că alți fermieri în țară au avut de suferit de pe urma secetei. Cantitățile pe care le-am făcut sunt mulțumitoare și la păioase și la floarea soarelui. Se putea și mai bine, spre exemplu, la floarea soarelui am avut căderi datorită furtunilor. La grâu am avut pierderi pe calitate, în sensul că după ploi calitatea boabelor recoltate, semințelor recoltate au pierdut masă hectolitrică, au pierdut calitățile de panificație. Se poate și mai bine. Prețurile. În general, noi lucrând pe o piață liberă, mă refer la țară, la Uniunea Europeană, lucrând pe o piață liberă, nu mai putem controla prețul de vânzare foarte mult. În schimb, putem controla prețurile de producție prin lucrări cât mai puține, prin utilaje moderne, cu consumuri mai mici. Cam asta vom controla noi de acum încolo și sper să putem să controlăm prin investiții în fermă, în utilaje performante, prin agricultură de precizie, prin hibrizi performanți, genetică performantă. Apropo de utilaje, știu că ați demarat mai multe proiecte. Urmează să vină la dumneavoastră în curte câteva utilaje noi. Despre ce e vorba? Da, suntem deficitari un pic la partea de lucrări grele ale solului, acolo pe luncă ne trebuiesc niște tractoare mai mari cu care să scarificăm. Am demarat deja
un credit pentru a achiziționa un tractor de putere mai mare decât ce avem noi în fermă. Pe partea de însămânțat, unde vedem foarte bine că perioada optimă deja se schimbă, schimbă și durata, schimbă și poziționarea în anotimp. Uneori trebuie să te duci să semeni mai târziu, uneori e bine să semeni în prima perioadă optimă a epocii de semănat. Vrem să mai achiziționăm o semănătoare pentru păioase. Anul trecut am achiziționat pentru cultura de prășitoare o semănătoare. Probabil că anul următor vom intra și vom achiziționa o combină de o capacitate aproximativă asemănătoare cu ceea ce avem noi deja în fermă. Nu facem pe proiecte europene, facem pe banii noștri sau pe banii creditorilor, luăm credite, facem leasing-uri. Nu ne-a încântat încă, să zicem așa, proiectele cu finanțare europeană. Domnul Arion, știu că data trecută îmi spuneați că sunteți înconjurat de foarte mulți cetățeni străini care au cumpărat aici pământ, îl lucrează, îl muncesc. În momentul ăsta, la cât a ajuns prețul terenului și dacă dumneavoastră, ca și fermier român, puteți să mai achiziționați pământ, să mai achiziționați teren? Sunt foarte multe discuții, dezbateri vis-a-vis de vânzarea terenurilor agricole către persoanele străine. Statul român, cel puțin la nivel declarativ, are cele mai bune intenții în a stopa sau a limita vânzarea terenurilor. Care este situația de aici, de la fața locului, văzută de dumneavoastră, de un fermier care muncește aici, în Ialomița, între străini, alături de străini? Da, am tot văzut la televizor dezbateri că încă nu se știe cât teren este vândut către străini. La nivelul județului Ialomița sunt aproximativ 50 de comune. Dacă iei 50 de primari și întrebi pe suprafața comunei pe care o administrează cât au străinii și cât au românii, fiecare poate să-ți răspundă în următoarele 10 minute foarte simplu. S-ar face o statistică, cred că în câteva zile, dacă s-ar vrea, la fiecare județ în parte. Sunt convins că la ora actuală aproximativ 40% din suprafața țării este deținută de străini. După părerea mea, e un lucru foarte grav. Această țară, prin golirea demografică care există la ora actuală și prin faptul că nu mai lucrăm și nu mai deținem suprafața de teren care o avem de la bunicii și străbunicii noștri, probabil unii au luptat cu viața lor pentru a ține aceste pământuri pentru România. La ora asta, în județul Ialomița, nu cred că mai există suprafață de teren sub 5.000 de euro hectarul. Pot să vă spun că s-a tranzacționat chiar și cu 8.000 de euro hectarul undeva în apropiere de Slobozia, pentru o suprafață într-adevăr mai mare de teren. Nu înțeleg de ce cetățenii, după părerea mea, n-ar trebui să existe noțiunea de vânzare de teren, dar dacă tot există, de ce cetățenii români tind mai mult să vândă către cei străini? Avem așa un dar de a ne da la picioare unul altuia, de a ne da la joale românul contra românului. Oferă mai mulți bani străinul pe pământ decât ați putea oferi dumneavoastră? Poate fi ăsta un motiv? Da, este și ăsta un motiv, pentru că cetățeanul străin are o susținere probabil financiară din țara de unde provine, sau acces la anumite credite sau anumite facilități financiare, în așa fel încât nu își pune problema. Eu am auzit, sincer vă spun, am auzit un cetățean olandez, nu-i dau numele acum, nici n-ar fi cunoscut, să spunem așa, la care într-o discuție cu alți fermieri a spus, zice, eu cumpăr oriunde, oricât, oricum. Și atunci nu poți să concurezi în astfel de situații. Sunt situații în care vin și cumpără companie românească cu totul. Cumpără fermă înființată și atunci nu ai cum să concurezi cu el. Vin cu, ba mai mult, unii dintre ei, deși noi nu avem acces, spre exemplu, aș vrea să cumpăr input-uri după piața germană, să spunem. Dau un nume, nu neapărat după piața germană. Eu nu am acces ca fermier să mă duc să cumpăr. El poate cumpără input-uri de pe piața germană cu un preț cu 30-50% mai mic decât ceea ce se vehiculează pe piața din România.
Din start el are un avantaj foarte mare. Uneori vin chiar și cu sămânță din țara mamă și o seamănă aici și vedem diferența. Pe piața din România, anumiți producători de semințe aduc și semințe care uneori nu sunt neconforme. S-a întâmplat la fermieri unde au semănat și din sămânță se așteptau să iasă un hibrid, să spunem, de floarea soarelui și le-a ieșit o corcitură de floarea soarelui. Nu era floarea soarelui. Deși în tehnologie nu s-a greșit, s-a ajuns la judecată între el și firmele de semințe. Nu vă mai spun că anul ăsta fermier vecin cu mine a avut probleme cu porumbul, la fel de proveniență străină, și s-a jurat, a zis că nu mai ia nimic fără să cerceteze înainte și să vadă, pentru că a avut pierdere foarte mare suprafață de porumb pe care a recoltat-o ca și masă verde. Mulțumesc tare mult și vă doresc mult succes. Și eu vă mulțumesc pentru vizită și vă așteptăm oricând.